Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea de astăzi, ori mor de foame, ori mor de boală, de murit tot mor. Așa sună strigătul de disperare a unor bătrâni din Adășeni, județul Botoșani. Este o adevărată dramă a bătrânilor care au rămas fără medici. Nu am bani să merg la doctor, nu am pe nimeni. Bătrânii sunt condamnați să lupte cu boala și cu singurătatea pentru că medicii nu vor să ocupe un post în mediul rural. Aceștia sunt îngrijiți doar de asistentul comunitar, care îi vizitează în fiecare zi. În comuna Adășeni, județul Botoșani, o singură femeie reprezintă speranță pentru sute de bătrâni. Un medic dintr-o comună învecinată vine în casele bătrânilor doar în cazuri urgente, iar de ambulanță nici nu poate fi vorba, pentru că ajunge extrem de greu. Oare nu s-ar putea încuraja angajarea tinerilor medici și în mediul rural, oferindu-le avantaje precum sporuri mai mari pentru asumarea acestei responsabilități sau chiar condiții bune de desfășurare a actului medical? Cât poate costa construirea unor dispensare cu aparatură minimă în care tinerii medici să lucreze pentru însănătoșirea celor mai amărâți din mediul rural? Dar noi dăm milioane de euro pe vaccinuri nefolosite și izolete. Chiar credeți că un tânăr medic, dacă i s-ar oferi oportunități mult mai mari, precum o locuință sau sport de mediul rural, s-ar feri de o astfel de ofertă? Sunt sigur că mulți dintre ei ar prefera astfel de variante decât să plece în străinătate departe de cei dragi. Să nu uităm că au explodat și prețurile la medicamente. Este extrem de greu pentru bătrânii țării. Era greu și înainte. Abia se îndurau să cumpere medicamente. Acum ce să le mai spunem? Că s-au scumpit totul. Nu le mai ajung banii pentru traiul zilnic, dar minte pentru tratamente. Mulți pensionari și-au tratamentul pe sărite. O lună și au medicamentele, alta nu. Atât aș pot permite, dacă vor mai fi scumpiri, nu-și vor mai permite deloc. Ori mor de foame, ori mor de boală, de murit tot mor, spun bătrânii neajutorați. Scumpirea medicamentelor înseamnă o adevărată tragedie pentru pensionare din județele sărace. Cum ar fi dacă statul ar oferi compensare de medicamente în raport invers proporțional cu venitul? Cu cât mai mic venitul, cu atât mai compensate medicamentele, și viceversa. Chiar este atât de greu să luăm decizii în favoarea celor încercați de soartă? Trebuie să subliniez că Partidul AUR face tot posibilul să ajute prin caravana medicală care săptămâna aceasta se află în județul Timiș, făcând tot binele pe care poate face. Atât ni s-a dat voie să facem de către acest stat aflat în colaps moral. Dar chiar și așa ajutorul nostru este atât de bine primit și ne bucurăm cu inima să putem face un bine, fie el și cât de mic, pentru cei mai necăjiți din țară. Să ne ajute Dumnezeu să facem dreptate pentru România. Radu Vecențu Grădinaru, deputat Botoșani, vă mulțumesc!